Salut, Marian, te bucur că au dat colegii 10 goluri sau că ai luat, sau ești trist că ai luat 6? Salut, da, nu ce să fiu trist că am luat 6 goluri, e prima mea experiență ca portar. Ce pot să fac acum? Nici mă duceam, am avut măcar mâini. Dar ce au avut colegii cu tine de a băgat pe tine în port? Păi dacă n-a avut și să vină portarul și sunt accidentați, eu am fost singurul care mi-am pus experiență în port. Am înțeles. Și cum a fost partida? A fost o partidă echilibrată. Consider că pe una a doua repriză noi am fost în avantaj. Dar ce să zic, băieții au venit o echipă de 6, n-au avut nicio schimbare și au jucat foarte bine pentru vârsta lor. Ați trecut pe prima poziție acum, aveți 2 puncte față de locul 2 de acum, dar ei joacă mâine. Sperați ceva la partida de mâine? Așteptăm rezultatul lor, să sperăm că o să fie un rezultat echitabil pentru noi. Ne sperăm măcar la un scor de egalitate. Să ne bucurăm să luăm campionatul, să promovăm în Liga 2. Și promovați, dar în Liga 2 e și prima echipă. Ce se întâmplă? Care e planul? Planul este că prima echipă va promova în Superliga, în Liga Superioară, iar apoi vom veni echipă pe șalul în secund. De Victory Cup, ce părere ai? Cum e? Este o competiție foarte frumoasă. Când am cunoscut foarte mulți băieți, am avut foarte mulți prieteni, foarte multe legături. E o competiție foarte frumoasă. Minusuri? Care sunt? Minusuri, sincer, nu e, sunt minusuri. După meciuri, la bere, la sucuri, la... Nu sunt minusuri. Avem ce să zicem din punct de vedere negativ. Am înțeles. Mersi mult și baftă!